În mai multe apariții în acest an la Campus TV, Petre Emanuel Neagu a dat de înțeles că este tentat să continue și după 2024 la șefia Consiliului Județean. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, președintele Forului Județean a afirmat că a decis să candideze pentru încă un mandat. Iarăși probabil că intru într-un conflict cu cineva, dar îmi place să intru așa în... Îmi dă adrenalină că văd că în ultima vreme tot încearcă lumea să intre în conflicte cu mine în general, prin anumite motive. Dacă tot mi-a spus întrebarea asta vis-a-vis că fac și eu un ar peste timp, sunt pregătit să intru cu oricine în orice fel de, bineînțeles, constructiv conflict. Chiar m-au făcut lucrurile astea să mă facă să mă gândesc foarte bine și m-am gândit foarte bine în eventualitatea în care Dumnezeu îmi lasă mintea limpede și sănătos, chiar o să mai candidez cu siguranță încă o dată la Consiliul Județean, pentru că mi s-a creat adrenalina asta de anumiți oameni și de lângă mine și de lângă partea ailantă sunt dispus să mai, pentru că sunt anumite proiecte de rezolvat, care eu cred că pot să le duc în continuare până la capăt. În același context, președintele Consiliului Județean le-a transmis atât adversarilor de la alte partide, cât și celor din interiorul PSD, că în ciuda atacurilor la care este supus, nu va renunța la hotărârea de a se înscrie în cursa electorală pentru șefia instituției. Am văzut așa o poveste în ultima vreme de a încerca anumite medii, fie în stânga, fie în dreapta, dar rămân un timp pe ochi și chiar îmi place povestea asta. Bun, vă mulțumesc!